revenit în direct alături de noi este doamna Simona Oltean, medic pediatru la Clinica Medicin. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Bună dimineața. Bună dimineața, domnul doctor, și bine ați venit. Ne bucurăm că ați reușit până la urmă să faceți puțin timp să ajungeți și la noi. Știu că sunteți foarte ocupată și mai ales în această perioadă, să spunem, de primăvară, în care, pe lângă faptul că aceste viroze, bineînțeles, au afectat și copii, mai sunt și alte probleme și chiar despre asta am dorit să discutăm astăzi, și anume despre afecțiunile digestive, simptomatologie și mai ales cum recunoaștem și pe categorii de vârstă, și să ne explicați la fiecare dacă se poate, cum, care sunt simptomele, mai ales la, și la copiii mici, dar ați întâlnit, chiar dumneavoastră o să ne și spuneți, multe cazuri în care vin foarte târziu cu copiii la medic în asemenea, în asemenea afecțiuni, cu asemenea afecțiuni. Deci, cum am spus, acum nu este perioada, să zic, chiar foarte, ca simptomatologie foarte acută pe partea digestivă, dar sunt câteva lucruri care cred eu că merită toată lumea să le știe, în special familiile care au copii, pentru că e adevărat, acum sunt viroze respiratorii, poate 90% din copii au trecut printr-o formă mai ușoară sau mai gravă de probleme respiratorii. Sigur, și pentru asta trebuie medicație, dar se întâmplă frecvent, ori spontan, ori în urma unor medicații repetate, și sigur că trebuie să combați orice afecțiune, există simptome digestive care sunt de fapt pe termen lung, deci nu că acum apar și gata, nu mai treabă cu orice simptomatologie digestivă. Sigur că toată lumea zice, pe copil îl doare burta, pe toți copiii doare burta și azi îl doare și mâine îl doare și pe mâine doare, și dacă îl lași un an să-l doară, s-ar putea la un moment dat să te trezești chiar cu un ulcer gastric după câțiva ani de simptome din astea recurente. Nu în fiecare zi, dar faptul că nu e foarte grav, faptul că apare și dispare, îți permite să amâni prezentarea la un medic. Și aici aș fi vrut să punctez câteva aspecte specifice oarecum copilului, pentru că sunt legate de vârstă. Adolescentul de obicei spune, deci e la vârsta la care poate comunica, bineînțeles, dacă dorește să spună, că aici apare și aspectul că poate maschează simptomatul, deci pe el îl doare, dar nu spune și are motivele lui, poate să nu spună. De ce? Pentru că la adolescenți intervin și alți factori, alcoolul, cafeaua, tutunul, alimentația fast food, toate la un loc, poate să dea o simptomatologie gastrică prin creșterea nivelului de acid a stomacului, și atunci nu are niciun interes să spună azi mă doare, mâine mă doare, și atunci maschează până la un punct, bineînțeles, când sigur că la un moment dat trebuie să comunice. Dar sunt și categoria de adolescenți, să zic așa, ideal, cu minți sau cum să zic, în care ei descriu exact ceea ce simt și acolo te poți înțelege chiar foarte bine de la început. Deci, practic, se apropie de comunicarea cu adultul. La vârstă mică, în schimb, copilul sub 3 ani, el nu poate descrie în cuvinte ceea ce simte. Nu-ți spune, nu, deci nu e capabil să descrie în cuvinte ceea ce simte. Nu o să spună niciodată sunt balonat, nu o să spună niciodată migreață. Nu mai vezi, poate că se îndoaie în două și se pune ghemuit pe podea sau nu mai mănâncă, refuză alimentația. De ce? Că pe el ulterior îl doare burta și refuză azi, refuză mâine, vai, copilul nu mănâncă nimica, dar el poate are chiar un motiv. Sigur că nu toate au ca substrat o boală digestivă, dar trebuie să faci niște investigații minime, zic eu, la vârsta asta mică. Să vezi dacă nu e anemică și anemia dă lipsă de poftă de mâncare, să vezi dacă nu are o parazitoză intestinală, adică un examen de scaun coproparazitologic, să vezi dacă nu are, cum e foarte frecvent, sunt foarte multe parazitoze intestinale la vârstă mică. Și dacă le exclui și pe astea și simptomatologia persistă, cred eu că ar fi bine de consultat și un medic. Adică părintele poate sesiza, sigur că nu de la prima durere de burtă trebuie să te duci la un medic, nu, dar ideea este dacă se repetă și dacă excluzi câteva categorii de boli foarte frecvente, e util a te prezenta că posibil cu o medicație minimă să reușești să cupezi simptomele care devin deranjante repetându-se în timp. La sugarul, ce înseamnă copilul sub un an, la sugar, acolo e și mai complicat un pic.
sugarul poate avea, unii pot avea un reflux gastroesofagian pe imaturitate a tubului digestiv și vorbim de reflux patologic. Tot copilul mai regurgitează, dar există o anumită categorie care, având simptome de regurgitare, adică varsă mult după alimentație, deci nu numai că curge un pic de lapte pe lângă gură, deci varsă sistematic și nu cresc și nu mănâncă și sunt apatici și altera stomnul. Atunci el trebuie să se prezinte la medic, părinții respectivi. Nu, plânsul sugarului nu înseamnă totdeauna că este foame. El prin plâns comunică practic orice, orice ar dori să comunice. Deci și dacă îl doare burta, el plânge, și dacă e balonat, plânge, și dacă e greață, plânge, și dacă e vine să verse, plânge. Deci de multe ori părinții nu știu altceva, atâta știu, că dacă plânge, trebuie să-i dea să mânce. Fome. Și dacă lui e greață și mai dai un biberon cu nu știu ce, varsă. Și, iar, deci este ca un cerc vicios, practic. Deci nu mai ieși din treaba asta. Sunt forme, sigur, și foarte simple și forme care necesită medicație pe termen mai lung, dar asta sigur nu poate stabili părintele, numai e un semnal de alarmă atunci, asta e ideea, când copilul nu crește și când copilul refuză sistematic alimentația sau varsă, nu că regurgitează după fiecare alimentație, atunci e o problemă. Doamna doctor, dumneavoastră v-ați întâlnit și cu cazuri și aici vorbim de copii ceva mai mari în care au venit, adică au stat părinții așa probabil de lăsător sau mă doare, cum spune dumneavoastră, mă doare burta, las că n-ai nimic și s-au ajuns la cazuri în care au venit cu deja cu într-o fază foarte avansată a bolii, chiar ulcer. Sunt două aspecte aici. Sigur, sunt și situații în care nu pot să condamn părintele, că de asta și discutăm aici. Eu numai vreau să trag un semnal de alarmă când trebuie să se prezinte. Și sigur, dacă se sistematic copilul acuză niște dureri de burtă și nu ai o cauză anume, adică nu consider că alimentația îi devine în momentul respectiv, trebuie făcut un consult. Sunt și situații în la care se propune investigație pe lângă ecografia abdominală, care este o examinare deosebit de utilă și inofensivă, să zic așa, poți să o faci la orice vârstă, e foarte ușor de făcut și fără reacții, să zic, niciuna pe organism. Este de primă intenție. Sigur, se face ecografia abdominală. Este ideală ecografia abdominală, în schimb, pentru organele abdominale care nu au aer în ele, adică ficat, rinichi, splină, uter, orice n-are aer. Tubul digestiv absolut tot are aer în el. Din cauza asta, metoda e limitată. Poate să sugereze un anumit aspect, dar ești obligat să o completezi cu gastroscopia, care sigur în momentul când orice om aude că trebuie să înghiți un gastroscop și mai ales la un copil de 2 ani sau de 3 ani, apare un refuz. Pentru că omul nu știe ce înseamnă, trebuie să precizez câteva lucruri. Nu se face la orice copil, se fac la cazuri selectate, la cazuri selectate de medic mă refer, deci după ce este consultat, dar nu e o metodă dureroasă, nu e o metodă care, cum să zic, nu se poate face, deci e un lucru care se face atunci când e nevoie și e util pe termen lung. Dacă prezentarea la medic pentru endoscopie, chiar dacă i s-a spus poate în urmă cu un an și jumătate că trebuie făcută, se amână, s-ar putea de la o gastrită simplă să descoperi direct ulcer. Deci există categoria asta și am întâlnit-o destul de frecvent, din păcate, adică scopul unei investigații mai amănunțite la vârstă pediatrică este de a descoperi o boală în fază incipientă, nu să descoperi deja o complicație a unei boli. Deci are copilul la o viață în fază, deci trebuie să descoperi o fază cât mai repede, nu în faza ei. Sigur că se poate trata, nu e nicio problemă, se tratează și în stadiul ăla, dar nu e același lucru să tratezi un stadiu avansat sau să tratezi un stadiu incipient. Și mai e o a doua categorie de aspect în care copilul se prezintă direct. Am avut un caz, e un caz care, să zic așa, ne-a impresionat pe toți, numai pe mine. A venit un copil că a vărsat direct sânge proaspăt. Prima dată tatăl copilului nu l-a crezut, a crezut că vorbește numai așa, că nu-l văzuse nimeni în momentul respectiv, nu era acasă.
Ulterior s-a repetat, sigur s-au prezentat imediat la spital, acel copil nu a acuzat durere de burtă niciodată. Și toată lumea, domnule, cum poți să ai, că avea ulcer, cum poți să ai așa ceva fără o durere de burtă? Era imposibil să nu îl doară. Dar după, pe acel copil l-am tratat foarte mult timp, aproape 3 luni de zile, s-a vindecat, era bine și când s-a vindecat, ce vai, ce bine acum. Deci el nu mai știa ce înseamnă de fapt noțiunea a nu te durea, practic el îl durea în fiecare zi, dar fiindcă el nu mai știa cum e să nu te doare, el nu acuza. Îi se părea normal. Îi se părea că aia trebuie să fie în fiecare zi. Deci este un aspect foarte interesant pe care la adult nu întâlnește așa ceva. Dar la el era un alt aspect de remarcat, se trezea noaptea, probabil că îl durea, probabil că era greață, dar se trezea frecvent la 8 ani și era foarte slab, deci el nu mânca, deci era groază să mănânce, practică. De câte ori mânca, se întâmpla ceva rău, după, avea foame postprandială, adică după ce mânca, la oră, două, îl durea burta destul de semnificativ. Deci sunt aspecte și aspecte. Deci nu totdeauna părintele îi devine, dar dacă vezi că ceva nu merge bine, ori nu crește copilul, ori se trezește noaptea, fără un motiv, cum să zic, fără să fie bolnav, cu febră, cu o boală acută, deci pur și simplu orică varsă, orică îl doare, orică pur și simplu n-are un motiv, totuși e un semnal de alarmă care, din păcate, s-a întâmplat la câteva cazuri și de asta ne-am și hotărât să discutăm pe tema asta, fiindcă sunt tot mai frecvente aspectele astea de patologie digestivă avansată la copil. Sigur că contează întreaba asta și alimentația care... Aici aș vrea să ne spuneți mai mult despre alimentație. Da, nu numai ea devine uneori. Sigur că există la unele perioade de vârstă tendința spre fast food. Este bun și fast food, cred că oricine a consumat, dar ideea este să nu predomine, să nu fie dimineața la prânz și seara numai alimentație de genul ăsta, nu este în regulă. Deci trebuie să fie un echilibru care să fie în favoarea alimentelor mai proaspete. Dar există și o parte din copii la care trebuie să ținem cont în mod deosebit și aici aș vrea să accentuez și aspectul importanței medicului de familie, pentru că el cunoaște familia în ansamblu. Există familii în care multe persoane au probleme gastrice, adică bunicul are ulcer sau tata a fost operat pentru ulcer duodenar sau o gastrită care se tolepetă la unchiul, la mătușa, la părinți. Deci în familia, rudele apropiate, există probleme digestive la nivel gastric. Nu e obligatoriu ca copilul din acea familie să facă ceva, dar e un semnal de alarmă, adică trebuie să te gândești mai mult la o problemă gastrică decât la alți copii. Așa cum unii copii, de exemplu, au părinții cu diabet amândoi, pe atunci la ăla trebuie să-i faci glicemia mai des decât la alții, tocmai ca să surprizi în caz că apare vreo problemă pe linia aceasta, să o surprizi din timp. Nu e obligatoriu să o facă, sigur că nu e obligatoriu, dar fondul genetic nu-l poți schimba. Și atunci, posibil, la un moment dat în cursul vieții, ori în perioada de copil, ori ulterior, să apară o problemă digestivă. Și atunci, de asta, dacă apar simptome la un copil mic, în care ai o încărcătură familială foarte mare pe linie digestivă, este normal să îl investighezi mai atent decât în alte situații. Domnul doctor, referitor la dietă pe categorii de vârstă, care ar fi, nu neapărat să ne spuneți o dietă, dar, nu știu, să nu ieșim din normalitate, pentru că am întâlnit părinți care, și eu am copil mic, dar am întâlnit părinți care, eu rămân mirat, i-am dat cârnat sau ceva cu usturoi sau nu știu, mi se par așa niște lucruri care sunt foarte grele la stomac. Păi ce mănâncă copilul? Ce mâncăm și noi? Eu când aud lucrul ăsta mi se pare, nu știu, poate sunt eu prea exagerat, dar câteodată chiar au niște... Deci, eu folosesc de multe ori un exemplu foarte simplu. Așa cum un copil nu poate să umble la vârsta de 3 luni, așa nici tubul lui digestiv, adică stomac, intestine, nu sunt pregătite la o vârstă anume să facă ce face adultul. Sigur că tubul lui digestiv se maturizează mult mai repede în comparație cu oricare alt aparat sau sistem a organismului, fiindcă e normal că el trebuie să digere mâncarea, să o asimileze ca să crească, este absolut normal. Dar există niște etape foarte clare, adică maturizarea stomacului, maturizarea anumitor enzime digestive și a întregului tub digestiv, care se face
lent, să zic așa. Deci cele mai importante, sigur că până la vârsta de un an sunt corecte. Dar aia nu înseamnă că orice mănâncă adultul, cum ziceați înainte, poți să dai. Deci se consideră că după vârsta de 3 ani jumătate poate o alimentație să fie exact ca adultul. Atunci se consideră că e normal, dar anumite lucruri nu poți să le dai chiar dacă copilul are un an. Nu poți să-i dai cârnați fript în tigaie sau așa. Nu că nu-i o treabă, nu-l omori, îl înghite sau cum să zic, poate unii chiar care sunt pofticios chiar le place, exact. Chiar mai cer. Dar e o supra-solicitare a tubului digestiv în acel moment și ca iritare gastrică și ca supra-solicitare din punct de vedere al digestiei. Nu se întâmplă nimic, să zic așa, dar dacă se repetă sistematic treaba asta, pe termen nu-i benefic, fiindcă acel organism nu-i pregătit în acel moment, nu că peste un an sau doi nu poate să folosească, deci nu se pune problema așa. Deci după 3 ani jumate ar trebui, cum zic, exact ce mănâncă adultul. Sigur că există familii unde gătesc acasă foarte sănătos, dar există și familii unde predomină prăjelile, predomină conservele sau mâncarea semi-preparată, deci contează și foarte mult stilul de viață a părintelui, pentru că tu poți să mănânci la masă cu părinții, dar părinții pot să mănânce foarte sănătos sau să mănânce mai puțin sănătos și atunci la un copil nu e chiar tot aia. Deci sunt aspecte și aspecte, dar ceea ce ar fi, cred eu, important și la vârstă mai mare, deci la toată lumea îi place orice este prăjit în tigaie. Aș vrea să atrag atenția să nu predomine asta, deci să fie, dar să fie un echilibru, că se poate face un aliment și fiert, se poate și la cuptor și la grătar și înăbușit, adică există foarte multe variante de pregătire a unei cărni, să zic. Și prăjirile nu sunt cele mai indicate? Nu sunt cele mai indicate în ansamblu, cum să zic, dar de aia zic, e normal să fie, mai ales dacă n-ai nicio problemă digestivă, de ce să nu mănânci? Dar nu poți să mănânci la nesfârșit tot același lucru. Deci e normal să le, cum să zic, rotezi, să le faci un echilibru, să fie un aspect din acesta. Și unii au o afinitate, o predilecție, să zic așa, pentru orice este suc carbogazos sau apă minerală. Deci cred că nici nu concep viața fără ele. Și dacă e adult și dacă e copil. Dar este, trebuie să, cum să zic, trebuie să spun treaba asta. Dacă n-ai probleme, sigur că poți să bei, dar ideea este să le mai alternezi și cu cele care sunt necarbogazoase. Este important. Nu muri nimeni cu o băut apă plată sau știu eu de ce asta, s-o băut dintotdeauna, dar acum dacă bei numai apă minerală, e o iritare și o agresiune, să zic, permanent pe mucoasa gastrică. Iar la copilul sub 3 ani, acolo trebuie un pic mai atenție, pentru că eu zic să se evite conservele, să se evite mezelurile în general, deci să fie un aliment simplu și proaspăt. Asta ar fi ideea de bază, și din punct de vedere alergii, și din punct de vedere al iritării gastrice. Nu e complicat, adică e ceva care poți să faci foarte ușor. Nu mai există o mare filozofie. Care au tendința de a da copilului. Și aici mă refer mai mult la dulce. Păi de ce e de atâta dulce? Da, îi place. Nu pot să nu-i dau că îi place sau că îmi cere. Păi și la dulciuri, discuțiile... Sigur că copiii au cer dulce pentru că e vorba de energia consumată și un organism în creștere și asimilare foarte bună, dar și dulciurile acestea sunt de mai multe categorii. Sunt dulciuri concentrate. Ce înseamnă asta? Că pe unitatea de volum e foarte mare concentrație de glucid, adică ciocolată, bomboane, miere, dulceață, deci una e să iei o lingură de miere, care zic toată lumea că e foarte bună, da, corect, dar una e să iei tot iei, ca atare, o iei cu lingura asta și alta e să o dizolvi în ceai, deci există dispersarea aceea de care e nevoie, pentru că în momentul când la nivel de stomac ajunge un astfel de glucid concentrat, apare o creștere a acidității mare, de ce? Tocmai ca să omogenizeze, să dizolve acea concentrație. Deci poți să mănânci dulciuri care nu sunt așa concentrate. Una e să mănânci, uite, o prăjitură, o ruladă cu ceva, alta e să mănânci un cozonac, un chec, o prăjitură cu măr, o prăjitură cu brânză. Sunt tot dulciuri, da? Dar au altă concentrație pe unitate de volum a glucidului. Asta ar fi ideea, de să nu fie bombardat sistematic organismul cu dulciuri concentrate. Alea să fie intercalate între restul și atunci este ok. Deci nu ar fi o problemă aceasta. Deci să fie un echilibru între ele. Și cu ceea ce am început și ce spunea și dumneavoastră, fast food, cele de tip fast food, cât de important este sau
care ar fi limita, acum nu neapărat să zicem că ai voie atât, dar sunt mulți copii, chiar am văzut foarte mulți copii care mănâncă, acum nu neapărat puculeți, dar chipsuri, alune, nu știu, popcorn și așa mai departe, în cantități destul de mari sau destul de frecvent. Sigur că există aici o mare discuție, să zic așa. Alunele fac parte din toate ce înseamnă semințele astea oleaginoase. Sunt sănătoase, că conțin anumite substanțe, acești grași nesaturați foarte benefici pentru organism. Dar, în primul rând, nu se dă la vârstă mică, fiindcă avem nenumărați că le ajunge aluna în altă parte, adică se neacă cu ele. Și din punct de vedere al siguranței, se consideră că peste vârsta de 4-5 ani poate consuma în siguranță așa ceva. Nu trebuie să predomine, trebuie să fie un echilibru, repet, între, în orice situație trebuie să fie un echilibru. Iar celelalte de tip fast food, v-am spus, oricine se duce la un moment dat într-un cerc de copii, în general de vârstă școlară, este imposibil la o zi onomastică, la un ieșit undeva într-o excursie, când ieși poate o dată pe săptămână cu prietenii noștri, să nu consum ceva de tip fast food. La ora actuală eu consider că e ceva uzual treaba asta. Dar aia nu înseamnă și dacă copilul e acasă și comandă la domiciliu pizza, că chiar dacă are mâncare acolo, el preferă tot aia. Deci asta ar fi ideea. Deci trebuie adaptat un picuț și făcut un echilibru între ele. V-am spus, nu toți au probleme cu stomacul, deci majoritatea, și cum e normal, nu au. Deci normal că ea pot să consume și astfel de alimente, dar să fie un echilibru între ele. Am înțeles. Domnul doctor, doctor, am ajuns la final. La final. Vă mulțumim foarte mult. Vă mai așteptăm pentru că mai sunt și alte lucruri interesante despre care putem povesti. Astăzi am ales afecțiunile aparatului digestiv la copii, dar mai sunt foarte multe altele cu care ne întâlnim zi de zi și tocmai din lipsă de cunoștințe reacționăm total greșit când e nevoie. Eu mă bucur dacă vă pot fi de folos și vă doresc o zi bună în continuare. Mulțumim mult! Mulțumim tare mult! Ne revedem mâine dimineață la 7. În cea mai bună dimineață! O zi faină, pa, pa!